Bună ziua! Data trecută noi am vorbit despre analiza fundamentală. Analiza fundamentală, vă amintesc, presupunea analiza cererii și oferte, adică factorilor care influențează sau direct formează cererea și oferta și, în final, deci despre prețul real de piață, adică prețul de echilibru. Astăzi noi vom vorbi despre analiza tehnică. Ce să ai în vedere? Analiza fundamentală presupune analiza factorilor interne, analiza tehnică presupune analiza factorilor externe, adică cei ce-i deasupra. Pentru nimeni nu e secret, da? Chiar și anumite boli sau, din contră, sau, hai, nu boli, se observă, în primul rând, prin simptom. Simptomul nu este boală. Boala este înăuntru, simptomul este ceea ce este în exterior. La fel, se poate foarte simplu de înțeles, o persoană în toane bune, adică sunt bine și în dispoziție, sau, din contră, sunt rău. Deci asta se vede din exterior, nicătând că problema vine din interior. Se poate foarte multe de exemple de genul ăsta de luat. Deci un mers neadecvat cu automobilul se observă din afară și deja poate fi o problemă în interior. Adică poate persoana e prea grăbită, e în toane rele, poate nu știu alte probleme și așa mai departe. Deci în final, noi tot asta putem vedea din exterior și înțelege anumite informații. Evident, dacă noi putem citi informația aceasta și înțelegem unde să o încadrăm, atunci noi putem folosi, adică și în final putem avea anumit profit. Dacă noi nu știm cum să folosim, atunci trece pe lângă noi și nu ne pare atât de simplu și nimic nu se întâmplă. Pe când în realitate se întâmplă foarte multe lucruri și ar fi bine să ne putem folosi de ele. Bine, mai simplu, trecem la analiza tehnică propriu-zis. Analiza tehnică se bazează pe trei postulate, sau reguli, fie cum putem. Primul, prețul de bun de tot. Adică tot absolut ce se întâmplă în lume, deja când vedem prețul afișat, el tot practic ce s-a întâmplat, deja e inclus în el. Am în vedere, de exemplu, dacă, cum am vorbit, să zicem masa asta sau tabla, ea are un anumit sine cost, are o valoare adăugată și tot restul factorilor care influențează. Poate au fost anumite complicații în producere și așa mai departe și toate complicațiile acestea sunt adăugate la preț, deci în final prețul care noi îl vedem, că am trecut, de exemplu, a costat 100 de dolari și anumit a costat 150, înseamnă că în interior e inclusă și inflația, adică și anumiți indicatori economici și poate anumite, nu știu, anumite accize adăugate și tot felul de chestii, adică noi putem chiar și nu înțelegem indicatorii economici, dar în dependență de prețul din final de exterior, noi deja înțelegem ceva informație și deja putem să o folosim. Deci, prețul care l-a vedem afișat la orice ce în lume, el deja include anumite informații. La fel este vorba și de valute și de acțiuni. De exemplu, dacă prețul la valute crește, asta ne arată ce? Chiar dacă noi nu înțelegem indicatori economici, ne arată ce? Că indicatorii economici totuși cresc. Adică produsul intern brut crește, țara despre care vorbim este mai atractiv, datorită acestui fapt crește și valuta acestei țări, adică moneda. Acțiunile unor companii la fel, deci ele începe a crește când? Nu? Foarte simplu, în momentul când compania asta se dezvoltă. Iacă, Apple crește mai departe, crește acțiunile. Tesla acum crește acțiunile foarte mult. Datorită cărui fapt? Datorită acelui fapt, ei se dezvoltă deja și plus la asta sunt vorba de anumite așteptări și mulțime. Adică prețul este un fel de oglindă a așteptărilor mulțime. Deci dacă toți împreună încep a cumpăra, datorită acestui fapt prețul și crește. Și la fel, pas cu pas, adică dacă observați, noi ajungem la prețul se mișcă în tendință. Tendința din engleză, trend, adică în engleză trend și tradus. Ce înseamnă se mișcă în tendință? Adică au anumite direcții. Și când se începe în anumite direcții, fie în preț și la fel, de exemplu, modă, da, în îmbrăcăminte, fashion, fetele știu mai bine că când se începe un trend anumit, au anumite direcții, iar durează ceva timp. Și acum e important să înțelegi trendul ăsta și să nimerești cu el, adică să mergi în direcția aceea. Din reșind, apropo, din postulatul ăsta, sau regulă, hai mai simplu spus, este un proverb din engleză, trend is your friend, adică trendul e prietenul tău. Dacă toți merg într-o direcție, tu nu poți merge împotriva lor. E de genul când mergi pe un drum cu un sens unic și când vezi pe unul care merge în direcția ta, împotriva. Adică asta ca tare pe locuri se întâmplă, adică, de exemplu, cum a fost în Egipt, acolo numai sensul unui drumul și toți merg cu viteză enormă. Și foarte simplu, într-o așa știm, merg 6 în direcția opusă. Dar totuși asta e riscant, deci asta nu ține mult. Și mai ales ce ține de afaceri, la fel, încă mai complicat.
De exemplu, când apărut telefoane, smartphone-urile, da? Touchscreen, toate chestiile astea. Cineva a avut o părere, inversă, adică Nokia. O anumită parte din lume cunosc așa telefoane care sunt mai mari, cei mai mici nu cunosc. Deci Nokia era, zicem, monopolist într-o măsură, adică era cel mai mare jucător de pe piața telefoanelor mobile și era cu butoane. Datorită ofertei de smartphone și aia tendința s-a schimbat, adică trendul s-a schimbat, a trecut lumea cât o leacă pas cu pas la smartphone și datorită la aceea că Nokia a fost împotrivă, s-a împotrivit, deci nu a putut schimba trendul. De asta și spun, trendul se oferă. Deci unde se duc toți, acolo trebuie să mergi și tu. Deci dacă prețul crește, spre deosebire de acei pseudo-trader care povestesc că când prețul crește trebuie să vinzi, asta în timpul la pandemie. În realitate, ca tare, dacă prețul crește, trebuie cumpărat. Dar dacă prețul scade, trebuie vândut. Pentru că, în general, noi doar cumpărăm cu scopul și prețul crește. Deci noi cumpărăm și înseamnă că noi cumpărăm ieftin odată și prețul crește. Și invers, dacă prețul scade, bine de vândut. Și el gândește că nu e bine de vândut, când prețul scade, tot și mai bine de cumpărat. Da, dar el scade mai departe și se primește, dacă tu în momentul ăsta cumperi, nici se cumperi mult mai scump decât prețul nu va ajunge. Pentru că un trend, el durează ceva timp. Bine, detaliile este evident, noi nu vom vorbi la practică, acolo mai detaliat se vede cum se mișcă trendul și așa mai departe. Dar totuși, chiar și practica e bazată pe teoria asta, pe partea asta de gramatică. Și mai departe, următorul postulat este istoria se repetă. Ce presupune istoria se repetă? Fiecare om știe, probabil, din filme, că hoțul se întoarce la locul săvârșirii faptei. Deci foarte multe lucruri în lume se întâmplă nu odată, e vorba de cicluri anume. Ceea ce s-a mai întâmplat în istorie, cu siguranță se va mai repeta. Omul gândește prin anumite formule. Deci dacă el de obicei, într-o anumită situație, procedează într-un fel, într-o aceeași situație când va nimeri, el va proceda exact așa. Tot așa, de fapt, e și piața. Pentru că piața nu e nimic altceva decât așteptările, gândurile, speranțele unei mulțimi de oameni care participă în ea. Datorită este, de fapt, și sezonier se poate prognoza piața, cum am spus, de exemplu, cu valuta străină, înainte de sărbători, înainte de anul nou, înainte de Paște, înainte de 1 septembrie. Ea scade în preț, valuta străină față de leu, de exemplu, pe mine, și foarte clar de ce, dar totuși este un factor sezonier și el s-a repetat anul trecut, a se repete și anul viitor și peste un an și tot așa. Deci asta istoria se va repeta. La fel, probabil, ați auzit de petrol, când se aude că iaca au ajuns la o maximă de 5 ani sau de un an, sau invers, la o minimă de 5 ani. Și deci dacă a ajuns acolo, probabilitatea e foarte mare să se întoarcă de acolo. De ce? Pentru că toți asta așteaptă, alt preț nu a fost, deci toți încep a cumpăra și doar datorită este, de fapt, prețul într-adevăr crește. Acum, mă strădui să nu vă cumplit prea tare, o să vă arăt câteva detalii referitor la fiecare postulat în parte și cum asta tot s-ar trebui în piață. Desigur, în practică e mult mai simplu și mai interesant. Dar, cum am mai spus, fără teorie, la practică nu avem nicio problemă. Deci, prețurile includ tot. Ce înseamnă asta? Și cum se restrânge chestia asta la analiza tehnică? Adică asta presupune analiza graficii, analiza istoriei, adică la ceea ce s-a întâmplat. Asta tot lasă o urmă anumită și în dependență de asta noi înțelegem ce se va întâmpla pe viitor. Deci asta formează o anumită legitate, deci anumite reguli. În primul rând, informația se colectează pe baza a doi factori, a două direcții. Și prima este termenul, deci termenul și a doua este construcția grafică. Ce ține de termenul, mai simplu vorbind, asta e scara, adică mai aproape, mai departe, ca pe hartă, da? Dacă vă uitați, poți să vezi aproximativ cum se mișcă direcția de la un oraș la altul, la un punct la altul, și poți mai departe, mai aproape, să se mărești, să mișorești și vei vedea mai detaliat sau mai puțin detaliat drumul. Deci, aici se deosebește, este M1, M5, M15, M30. Le-am pus deoparte, ce presupune asta? 1, 5, 5, 30. Asta mi-arată prețul în timp de 1 minută cât s-a mișcat, cât s-a modificat, da? În timp de 5 minute, de 15 și 30. Deci, 1, 5, 15, 30. E puțin important. Asta sunt pentru anumite strategii, dar nu prea comparabil, dar în fine. Deci, este așa tip de scară, e prea mic și este următorul, mai ok. Pentru asta e H1, H4.
vorba de termen scurt de tranzacție, este prea scurt, este de gen un an. Este termen scurt și ok, de gen de fiecare zi. H1, H4, adică cât s-a schimbat prețul într-o oră și cât s-a schimbat în 4 ore. Deci, mai simplu vorbind, asta tot se modifică și poate fi schimbat în timp de un click, la practica asta se vede bine. Dar trebuie de prinderea minute, deci cât s-a schimbat prețul timp de oră, cât s-a schimbat timp de minut, nu are rost de așteptat, deci asta e foarte multe ori să schimbă, de mii de ori, timp de minut. Și nu avem nevoie să stăm și să așteptăm și să uităm asta, pentru că nu ce ne roare. Și este grafic mai, de termen mai îndelungat, asta e formă de daily, care e asta e weekly, adică de săptămâni, și M-month, formă de lungă, cât s-a modificat prețul. Asta sunt tranzacții deja de termen lung, asta când schizi o tranzacție azi și am închis stilul 1, 2 și 3 lei. Asta țin de scară. Mai departe, și țin de construcții. De construcții sunt câteva tipuri de construcții. Cel mai des întâlnit la televizor, asta e construcția lineară a graficului. Lineară, asta dacă ați atras atenție până așa să arată. Ia că s-a modificat prețul la petrol sau la ceva acolo, îl crește la euro, crește la... și așa mai departe, la un indice bursier. Și noi parcă vedem că iacă petrolul s-a ridicat, s-a scăzut pe anumite canale. Bine, la Bloomberg, nu cred că fiecare om se uită, dar de genul RBK, la Euronews și așa mai departe. Adică canale din UTS unde s-a atinge câteodată tema despre petrol sau despre indice bursier. Deci vorba de piețele financiare internaționale, oricum se atinge, apropo și pe canalele moldovenești tot. Doar că mai puțin, mai rar, pentru că nu mi-a interesat de altceva. Deci asta linear. El e ok pentru claritate, ce se întâmplă, dar în general, pentru a înțelege o tendință, o direcție, o evoluție a prețului. Dar el este foarte puțin informativ, adică foarte puțin în detalii ne putem vedea. Pentru că graficul ăsta linear, el ca tare presupune, el arată ceva de genul ăsta. E vorba de câteva puncte, dacă aici presupunem că asta e H1, vorbim de o oră. Deci un punct. Unde a fost prețul în ultima secundă a orei? Timp de o oră el a crescut mult, a scăzut și tot așa de multe ori putea asta să fie, dar în ultima secundă a următoarei ori el a fost aici. Și pe urmă peste o oră aici, pe urmă aici, pe urmă acolo și tot așa. Și dacă trasăm o linie prin punctele acestea, dacă este graficul linear. Pe când în interior săriturile puteau să fie foarte mari, dar noi nici nu le vedem. Nu mai spun că am putea să le folosim, de fapt, pentru că mișcarea asta tot scumpere de aici, să vinzi aici. Și asta e timp de o oră, dar nici nu ai cum să faci asta dacă nici nu vezi cum se întâmplă chestia asta. Deci pentru un trader asta nu e prea comod. E comod bine, pe termen lung, da, pentru a vedea o tendință, dar nu mai mult, nu mai puțin. Datorită este, de fapt, au apărut în folosință termenul de pare. Dar el nu-i precomod, de asta puțin și nu-l folosește. Și nici nu să-l desenez, a să vă arăt doar deodată ceva mai informativ, care se numește lumea japoneză. Dacă să vedeți undeva, el candlestick scrie așa. Acum este cel mai răspândit, majoritatea lumii folosește. Pentru că este foarte informativ. Arată în felul următor. Deci sunt niște bari, cu niște umbre, da? Cu niște linii ieșite. Ce presupune între acestea? Cozi sau umbre, așa se numesc. Deci și de asta că arată la formă ca o lumânare, datorită este de fapt așa și se numește. Ce arată? Arată prima, adică au câteva prețuri. Prețul open, prețul low, high și close. Adică arată unde era prețul în prima secundă a orei, timp de o oră scăzut până aici, putea și până aici, tot timp de ora asta, a crescut foarte mult până aici. Și în ultima secundă a orei a ajuns aici. Și datorită acestui fapt, noi este deja un pic informație. Dacă ar fi fost doar graficul linear, ar fi fost doar un pic aici. Și vedem că este mult mai multă informație. Și la fel, deja de aici s-ar deschid, de exemplu, următoarea, numai că aici s-a închis asta, în prima secundă următoare vor să deschis asta, este mișcă sus în jos, sus în jos, presupune timp de oră scăzut. Și atunci ea va fi hașurată. Și dacă am avut scăderi mai mari și crește din timpul ăsta, ar fi câteva cozi și tot așa. Și în principiu se făcază așa grafic.
când ne ardă va fi ceva așa. Bun, evident, toată informația asta nu e pur și simplu. Adică e numerată, că pe a scăzut, că pe scut, deja împreună, în combinație cu alte lumine, formează anumite formațiuni, combinații de lumine și formațiuni de lumine și lumine, de genul este stea căzătoare. A crescut până aici în lumea, după asta are un mic coadă mai sus. Deci asta arată că nu are putere de a crește, datorită de acest fapt, arată un semnal de sănă, vânzare. Adică după asta prețul trebuie să crească, după așa o combinație. Dar, vă atenționează, cei care vor deja să folosească combinația asta, asta e doar un pic, e doar 3% din tot ce trebuie folosit, de asta și nu vă grăbiți. Deci trebuie să fie un business plan întreg, despre asta noi vom vorbi, pentru că să pot folosi asta. Deci asta e puțin pentru un tip de tranzacție. Dar și asta intră în analiza asta tehnică. Adică sunt multe formațiuni catare de lumine și toate ele arată momentul de intrare. Nu timpul, dar momentul. Mai departe, și lumine, în general, au denumiri. Adică mitologic se numește asta a taurului, adică de creștere, și asta a ursului. Ce să are în el? Probabil ați văzut pe Wall Street, dar pe tot este un taur, adică spun că traderii, adică așa se numește, traderii care de obicei cumpără, adică stau în cumpărare, se numesc taur care vând, se numesc urși, pentru că taurul guardă într-un fel ridic prețul sus și urși cu laba un pic în jos. Adică vânzătorii, cei care vând, sunt urși și cei care cumpără, stau. Traderul standard, profesionist, el e ștaur și urs, depinde. Deci el ceva cumpără, că el nu ceva vinde, că el nu contează, el doar speculează și de asta nu putem să numim doar numai taur sau doar numai urs. Pe când prețul de echilibru se formează, într-adevăr, în dependență de cât de mulți cumpărători și vânzători sunt, adică de un fel de luptă dintre ei. Nu bine, asta e așa, pe dirigent. Aproximativ asta, bine, mai sunt încă lumânări, multe tipuri de lumânări, dar este așa o șuriță pe care se vedeți, asta se numește însă și lumânarii doci. Sâmbritul nu înseamnă nimic, înseamnă puterii și aușurilor și ataurilor și cam plus minus echivalente, dar în combinație cu alte lumânări, într-adevăr, poate să arăta anumite semnale, adică cu prețul de mișcare într-o direcție, fără în altă linie. Mai departe vorbim despre a doilea postulat, care se numește prețul se mișcă din viață, adică în trend. Deja v-am dat câteva exemple, pot să mai dau unul acum actual, deci vrem de vrem să porți mască deja în trend și dacă nu curesc pus, păi nici nu intri niciun magazin și în general nu scumpăr nici mâncare. Pentru că nu te primești nicăieri fără mască. Vrem nu vrem, asta a devenit un anumit trend. Și datorită acestui fapt, noi trebuie să mergem în direcția asta. La fel cum e și hainele, da? Dacă cineva într-un timp sport, cleo și era era la modă, era stil de asta, acum nu, acum s-au altă direcție. Și una dintre ele, i-a propus și măștile acum, tot, care au visibil diferite și companiile care au simțit chestia asta, majoritatea, da, care sunt legate de haine. Deja produc și măști cu insignia lor, logo-ul lor. Și bravo, cine anume se mișcă cu direcția trendului, deci am și face bani. Ce înseamnă trend? Și de unde s-a luat el, apropo, și în modă? S-a luat tot din piață. Adică o direcție, un trend anumit, care deja e folosit și în fashion. Deci sunt anumite direcții. Trend e o direcție. Și sunt trei tipuri de direcții în piețele financiare. Dar și nu doar în piețele financiare, de altfel. În general, în toate piețele, unde e legat vorba de preț. Și este uptrend, adică trend crescător. Așa se scrie, dacă nu vedeți undeva. Și arată aproximativ ceva de genul. Adică o anumită mișcare care presupune anumite valuri, nimică lume nu crește doar într-o direcție, formează valuri calomare, ca în alt părți, da? Adică este și o creștere, este și o mică descreștere. Este o creștere, este și o mică descreștere. Dar totuși, în general, mai mult crește decât descreștere. Deci, cum deosebim noi trendul crescător? El formează anumite valuri în care fiecare vârf e mai sus ca precedentul, dar atenție, și fiecare fund la fel e mai sus ca precedentul fund. Și în cazul dat, asta se numește trend crescător, deci uptrend. Ca exemplu, asta se observă probabil când cineva vrea să schimbe o sumă anumită mai mare de bani. De exemplu, vrea să schimbe dolari și să uite că e 16,90 și apoi se gândește, op, mâine 17 și
ca pirmi 17-60 în altă zi și în un moment îți gândești că mâine să fie 720, dar el mâine 720. Și schimbă, dar el la 3 zi, într-adevăr, 720 și acum 730, de exemplu, da? Adică el crește, apoi descrește. Și dacă aici când vezi că descrește, îți pare că o să se ducă în jos, dar el nu se duce în jos, dar se duce mai departe în sus. La leu nu prea asta tare mult se observă, doar de să intrați pe site-ul la Banca Națională sau pe alt tip de site, unde se arată un grafic cum se mișcă prețul și atunci se poate de observat așa tipuri de mișcări. Ce informații mai include trendul ăsta? Datorită acestui fapt, dacă unim două puncte de jos printr-o linie, linia asta se numește linie de suport. O să scriu în engleză cu doi lingui. De suport, care susține, Și evident, în vârful, dacă trasăm o linie, aceasta va fi linia de rezistență. Ce înseamnă asta? Și de ce am trasat-o între lui? Trendul crescător, odată și crescător, înseamnă că noi ne interesează operațiunile de cumpărare, adică bani. Dar de unde noi ne cumpărăm? Noi putem să cumpărăm și de aici. Aici e destul de scump. El, în principiu, în final, acum a crescut mai mult. Deci e ok. Dar, convenabil de cumpărat mai ieftin, adică vizi la suport. Înseamnă că de cumpărat se poate de la linie de suport. Dacă e o adăugătoare regulă. Evident, în practică, asta se poate de văzut detaliat, dar ca sens deja puteți să faceți anumite mărtiți. Deci, ce de aici se poate de cumpărat? Deci, de la suport noi cumpărăm. Cumpărăm până în unul. Până la rezistență. Foarte simplu. Trebuie să v-ați făcut un screenshot sau ceva, pentru că mergem mai departe. Deci odată ce este trend crescător, un detaliu. Deci în trend crescător noi mai mult cumpărăm decât vindem și de obicei cumpărăm, că trebuie să mergem în direcția trendului. Dacă este trend crescător, logic este și trend descrescător, da? Deci downtrend se numește. Arată aproximativ așa, adică invers. Fiecare, o mișcare anumită în care presupune fiecare vârf mai jos ca precedentul și la fel fiecare fund tot e mai jos ca precedentul. Dacă trasăm o linie prin vârf, asta va fi linie de rezistență. Deci ca să nu vă încurcați, linia de mai sus de preț întotdeauna se numește linie de rezistență, linia de mai jos de preț întotdeauna se numește linie de suport. Doar că în trendul descrescător, pe noi ne interesează linia de rezistență. De ce? Cred că deja majoritatea răspuns. Pentru că noi în trend descrescător vindem, dar vindem mai des anume de la linia de rezistență. Cred că ați înțeles. Și să vând și aici, în final, e poate un coar. Numai de ce? De ce e scump de ieftin în vânt? De ce e scump? De ce e ok? Business-ul ăsta presupune alegerea tipului potrivit. Este uptrend, este downtrend. Și mai este un tip de trend lateral. Adică asta când el nu are direcție generală de creștere sau de scădere. Adică practic el se poate spus că stă, doar că în realitate prețul niciodată nu stă. Flat se numește, adică lateral asta. Trendul lateral se numește flat. Și arată aproximativ așa. El poate să arăși pe sus. Adică un trend orizontal. La fel are două linii care se numesc, odată datorită noastră, că sunt orizontale, se numesc nivele. Și nivelul de jos se numește suport, nivelul de sus se numește rezistență. Și acum, dacă într-un trend crescător noi cumpărăm și unul descrescător noi vindem, cam ce-am face noi într-un trend lateral? Cineva s-a gândit că nimic, cineva s-a gândit că își cumpărăm și vinde. De aici putem să cumpărăm de la suport și de aici putem să vinde. Și au dreptate și unii și alții, doar că este un detaliu. Depinde de distanța asta dintre aceste două nivele. Dacă această distanță e mai mică de 50 de puncte, atunci evident nu are rost ceva să facem, mai bine să așteptăm să știu o anumită direcție pe asta. Pe 50, da, până 50. Dacă distanța asta e în jurul 80-100 de puncte, atunci da, într-adevăr, se poate de la suport de cumpărare. Vă amintesc asta care e. Și de la rezistență de rând. Și încă o dată amintesc, astea nu sunt la moment acum recomandări de a deschide asta în zanță.
tranzacție bazată pe anumite strategii. Strategia asta constă din câteva tipuri de întrebări, câteva tipuri de răspunsuri și mai multe instrumente incluse, dintre care așa este tot. Deci, pentru ca să te apuci de a face afacerea asta, presupun leac mai multe cunoștințe, doar asta ce asta, dar sunt bazate pe este toate restul, apropo. Mai departe, ce se întâmplă cu mișcarea prețului? Este un detaliu aici interesant. Prețul niciodată nu poate să continui veșnic să fie ori orizontal, ori trend crescător, ori descrescător. Odată și odată el oricum să schimbe direcția. Și în momentul ăsta care el își schimbe direcția, de exemplu, el va străbate un anumit nivel. De exemplu, dacă aici am străbătut în sus, înseamnă că după străbatere, nivelul de rezistență devine deja nivel de suport. Adică dacă prețul a ieșit în plan, gata, este devine nivel de suport. Și din istorie, asta e următorul postulat, noi vom găsi undeva de mai înainte, prețul deja a fost acolo, găsim următorul nivel de rezistență. Și în cazul dat, noi deci la suport putem să cumpărăm iarăși un nivel de rezistență. Aproximativ asta. Ce înseamnă străbatere? Am vorbit de tipul de lumânări. Străbaterea se socoate când o lumânare, ori chiar două, se închid mai sus, ori mai jos, de un anumit nivel. Adică asta se socoate străbaterea. Dacă a ieșit doar coada în sus, prețul ăsta, trebuie să fie o coadă, după asta să zic. Asta nu se socoate străbaterea, asta se socoate străbaterea falsă. Referitor la trenduri cam asta, până ce? Următorul postulat este istoria se repetă. După cum am mai spus, majoritatea lucrurilor se întâmplă în lume datorită acelui fapt că majoritatea oamenilor gândesc după anumite formule. Deci, și plus la asta chiar și legile apar, și anume apar ca un ajutor, doar care măsură pentru a implementa anumite mișcări, anumite sisteme de mișcări. Oamenii gândesc sistematic, gândesc și fac pe aceea și pe lumea. La fel cum noi mâncăm în fiecare zi și asta e ceva standard. Sunt excepții și excepțiile de obicei nu întotdeauna se consideră. Se consideră sistematic ceea ce trebuie rezolvat pentru ca o populație să trăiască o teie într-o lume. Deci istoria se repete, tot plus minus reiese dintr-o acest fapt. Nivelele care noi le avem din trecut de un an, de doi, de cinci ani în urmă, de care v-am spus că când străbate prețul, da, noi găsim un nivel de mai înainte și el de obicei a fost, rar când nu a fost, asta presupune și majoritatea auzit că iaca a plouat așa acum 5 ani în urmă sau 10 ani în urmă, că trebuie de așa, puterea a fost nu știu câți ani în urmă. Și tot toate lucrurile să se repetă. Nu identic, nu ideal, fix, fix, dar aproximativ într-o același mod și deci, datorită acestui fapt, noi putem să ne păzim, să construim un acoperiș mai puternic sau datorită geolocației unde aflăm și casa se construiește într-așa mod ca să nu se distrugă în momentul în care este vreo tremur sau vreo culoare, da? În anumite locuri se construiesc casele total diferit. De exemplu, în țările mai calde, mai spre ecuator, acolo nu sunt nici desi de păzări, nimic acoperișul diferit pentru că nu plouă și așa mai departe. Adică tot asta, și asta se repetă. Sezonanele se repet, foarte mult lucru se repet. Și ține de piață, aici se poate de identificat câteva tipuri de figuri care poate să ne arate cum se va mișca piața după asta. Figuri sunt mai multe, astăzi să vă dau exemplu doar de un tip, un tip se numește head and shoulders, adică cap și umeri, în traducere, head and shoulders în engleză, ca șampun. Apropo, șampunul, head and shoulders, tot e partea Procter & Gamble și puteți cum tranzacționați și cu acțiunile în lumea asta. El intră apropo în 2030. Cum arată cap și umeri? Asta presupune așa o mișcare. Și o mișcare pe elusă. De exemplu, este un trend peste tot. Sau bine, potențial, abia a început să fie peste tot. Și mai departe, în loc să n-ai o mișcare mică în pare, el merge o mișcare termică în următor. Și aici am denuit parte. Dacă conformează este un număr, pentru chestia asta se numește cap și umăr. Deci este capul și asta se numește. Prin punctele acestea se trasează unul, care se numește linia gâtului. Și la străbatere, abia aici, se poate deschis o tranzacție. Evident, cred că ați înțeles, tranzacție de sell, adică de vânzare. Și
piața trebuie să meargă în jos atât cât a fost înălțimea capului. De exemplu, aici erau 100 de puncte. Bine, nu înseamnă că trebuie luat 100, se poate lua 80. Deci nu trebuie să fie prea lată. Dar ea, în principiu, merge tot așa înălțime. De ce asta se întâmplă? Pentru că e o figură foarte simplă, foarte clară și plus sunt în interior explicații după formule cu volume. Dar nu asta acum. Nu vă trebuie. Deci ca sens. Din 10, 8 figuri de este de ce lucrează. Și foarte simplu să identific pentru că el într-adevăr arată așa. Ar fi o figură inversată, cap și umeri întors, pentru baie. Da? Adică să fost o mișcare în jos, un umăr, un cap și a doilea umăr și ar fi baie. Nu cred că este nevoie să ne desenezi. Altă figură, a doua care a spus, să seamănă, sunt diferențe, este și se numește vârf dublu. Vârful dublu arată aproximativ așa, e acolo vârf și e acolo doilea. Ideea e ca doilea să fie mai mic ca prim, ori egal, principal nu mai mare. Și iată aici, dacă trăsăm o linie tot a gâtului, la străbate îi sunt. Înălțimea vârfului cel mai mare, vedem? Și ce fac să întâmplă? Fac să întâmplă că străbaterea asta n-a fost ajuns până aici și s-a întors. În cazul dat, se formează o figură vârf triplu care se numește. Și aici nu deschid să. Deci că nu contează, să am că vin dimătorul. Dacă nici aici nu-s străbătură și o faci pe 4, pe 5, asta de-am nu se mai numește vârf triplu, vârf 4, vârf 5 și anumit 4. Este pur și simplu un flat. Adică un trend lateral. Un trend lateral, deja v-am discutat mai devreme, nu se face viață. Și evident, la fel ar fi fundurile astea pentru bai. Aici nu sunt toate figurile, aici se numesc figuri de întoarcere. Mai sunt figuri de continuitate, mai sunt figuri de incertitudine. Dar acestea deja la practică, acum nu prea are rost. Cu analiza tehnică, noi abiază în sfârșit. Deci am trecut noi de tot. Am trecut piețele, funcțiunile de piață, le-am comparat, am trecut participanții pieții, cum se procesează tranzacția, plus minus câteva chestii de genul ăsta. Mai departe, am trecut analiza fundamentală. Azi am trecut analiza tehnică. Ce rămâne? Deci dacă noi înțelegem cum se procesează tranzacția, înțelegem ce direcție ea merge, deci noi rămâne. Mai rămâne să calculăm. Când apar bani, câți bani apar, când închidem tranzacția și în ce caz, dacă îți duci în plus, o închidem, o lăsăm, dar dacă îți duci în minus. Și așa ceva se mai întâmplă, rămâne mixul de sub. Deci e vorba de gestionarea banilor, adică de money management sau, cum mai spun unii, și risk management. De fapt, e vorba de gestiune și a profiturilor și a riscurilor, deci în gestionarea banilor. Și e o lecție destul de importantă pentru că datorită când încheiem cu lecția asta, deja se formează o anumită viziune cât de cât despre ce înseamnă un business plan legat de tranzacțiile bursiere. După asta, încă un test și după test, voi precis deja înțelegeți. Trebuie vouă asta. Puteți să faci față în domeniul dat. Sau totuși mai bine în domeniul în care sunteți și înseamnă că lăsați pe asta pentru altă dată sau pentru altă. Doar ținând anumite informații mai detaliate, noi putem lua o decizie calculată despre orice lucru. Și iată decizia asta calculată o să puteți lua după ce vă veți testa singur pe voi, după lecția următoare.